Lovește de două ori mai departe decât HIMARS. de ce este capabilă bomba înaripată GLSDB pe care o va primi Ucraina. Pentagonul a dat câteva clarificări cu privire la informațiile răspândite în mass media despre transferul în viitorul apropiat a bombelor de înaltă precizie lansate la sol GLSDB Ground Launch Small Diameter Bomb către Ucraina. Secretarul de presă al Departamentului de Apărare al Statelor Unite ale Americii, generalul Patrick Ryder, a făcut o declarație corespunzătoare la un briefing de presă. Acesta spune: Am recunoscut anul trecut că vom furniza Ucrainei bombele GLSDB ca parte a programului nostru USAID, efortul nostru de asistență în materie de securitate finanțat de către USAID. Cu toate acestea, din motive de securitate a operațiunii, nu vom confirma termenii specifici, a mai declarat purtătorul de cuvânt al Pentagonului. În același timp, el a remarcat diplomatic că oficialul de la Washington oferă Ucrainei dreptul de a vorbi despre orice livrări de arme. Continuăm să lucrăm îndeaproape cu Chievul, cu partenerii noștri în acest domeniu, pentru a ne asigura că primesc și vor fi gata să folosească oportunități pe care le oferim. Și cât mai curând posibil să se întâmple aceste lucruri, a rezumat Patrick Ryder. Din întâmplare, generalul a amintit că intenția sua de a transfera GLSDB în Ucraina a fost anunțată anul trecut, iar armii inform a raportat acest lucru la începutul lunii februarie anului trecut. Livrarea acestor bombe aeriene în aripate a fost anunțată ca partea unui pachet mai mare de sprijin pentru apărarea Ucrainei. Cu toate acestea, jumătate de ani mai târziu, agenția Reuters, citând surse informate din Ministerul Apărării al Statelor Unite, a raportat că livrările directe ale ultimelor arme către Ucraina vor trebui să aștepte din cauza testelor necesare pentru un eșantion pilot de arme. Politico citând patru surse, a raportat săptămâna aceasta că Pentagonul a testat cu succes această nouă bombă naripată de înaltă precizie cu rază lungă de acțiune care încă nu este în serviciul militar nici măcar al Statelor Unite. Wow! Bomba naripată este ghidată prin GPS și este dezvoltată de către producătorul Boeing, care poate depăși bruiaje electronice și poate fi folosită în toate condițiile meteorologice. Foarte important! Poate fi folosită și împotriva vehiculelor blindate. Bomba naripată ar trebui să permită armatei ucrainene să angajeze ținte la o rază dublă față de rachetele pe care le trag în prezent de la sistemele de rachete de artilerie de înaltă mobilitate, HIMARS, care, bineînțeles, așa cum știm, au fost furnizate de SUA, și să oblige Rusia să-și mute logistica și mai departe de linia frontului. Bomba aeriană ghidată GBU-39 cântărește 113 kg, are un focus cu un exploziv de mare energie de 17 kg și este echipată cu un sistem de ghidare combinat, inerțial, satelit și laser, semiactiv. A fost dezvoltată pentru a fi utilizată de aeronave și s-a dovedit la maxim din capabilitățile sale din 2005 când a fost adoptată în programe. După ce a fost lansată, aripile ei se deschid. Datorită acestui lucru, bomba poate planifica, schimba direcția de mișcare cu până la 360 de grade, iar raza de zbor ajunge la 110 km. Scopul acestei bombe este deteriorarea, distrugerea cu înaltă precizie a obiectivelor de la Sol la distanțe lungi. Potrivit diferitelor estimări, GBU-39 poate pătrunde în podelele de beton armat cu o grosime de 90-150 de cm. Un alt punct foarte al bombei este vizibilitatea sa extrem de scăzută pentru sistemele de rachete antierene. Racheta M26 este capabilă să adauge aproximativ 40 de km la raza de zbor, a mai spus profesul Haruk. La început Pentagonul nu a fost interesat de conceptul GLSDB, iar proiectul a stagnat de ceva timp. A fost reînviat în august 2014 când compania suedeză Saab s-a alăturat proiectului, iar în februarie 2015 trei lansări de teste au avut loc la terenul de antrenament VITSEL din nordul Suediei, ceea ce a confirmat realitatea conceptului și precizia ridicată a loviturii. În 2017, următoarea serie de lansări a avut loc în Statele Unite ale Americii. La acel moment, o bombă aeriană ghidată lansată de la un lansator de la sol a demonstrat capacitatea de a manevra de-a lungul unei traiectorii complexe pentru a conduce către o anumită zonă și a lovi o țintă pe mare în mișcare cu ajutorul ghidării laser la o distanță de aproximativ 100 de kilometri. În această etapă, Norvegia s-a alăturat proiectului, care urma să revină în serviciu propriului său MLRS și caută muniție de înaltă precizie pentru el. În toamna anului 2019, testele GLSDB au avut loc la poligonul norvegian de testare Anoia. La rândul său, expertul militar Petro Cernic a remarcat că factorul cheie a acestei bombe în pentru forțele armate ale Ucrainei va fi în primul rând gama de daune. În realitate, 150 de kilometri reprezintă o sumă incredibilă, o distanță incredibilă, spune expertul. Permiteți-mi să vă reamintesc că forțele armate ucrainene folosesc rachete M31 pentru HIMARS cu o rază de acțiune de aproximativ 80 de kilometri. Deci se va dubla de la 80 la 150 raza în care Ucraina va reuși să lovească ținte militare rusești. Mulțumesc pentru vizionare, dacă vrei să susții acest canal, abonează-te la animatura. Apreciez mult asta.